Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Domnilor consilieri, ați fost convocați în ședință extraordinară conform dispoziției domnului primar numărul 20 din 27 ianuarie 2023. Din consultarea cu indicii de prezență, rezultă că toți consilierii sunt prezenți. Ședința fiind statutară, își poate începe lucrările. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data 27 decembrie 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de închiriere a utilajelor buldo-excavator JKB autovasculantei N3G-DAF și aprobarea regulamentului cu privire la modalitatea de închiriere a utilajelor de către persoane fizice sau juridice. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și plata taxei de salubritate pentru anul 2023 în Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la stabilirea unor măsuri edilitar gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățenii în Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat, precum și de către persoanele sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității din Comuna Cleja, județul Bacău pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 54 din 11-10-2022 privind implementarea proiectului sprijinirea copiilor dezavantajați înscriși în centru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți Sfânta Lucia din cadrul UAT Comuna Cleja, județul Bacău pentru anul școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2023. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului teren în suprafață de 431 metri pătrați situat în intravilanul Comunei Cleja, județul Bacău, în vederea amenajării unei zone de agrement pentru desfășurarea activității culturale și sportive. Proiect de hotărâre privind finanțarea ansamblului folcloric Zdrăbuleanca din Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2023. Proiectele sunt inițiate de către domnul primar și diverse. Și mai avem suplimentarea ordinii de zi cu 5 proiecte, având în vedere că ședința Consiliului Județean pentru aprobarea bugetului a avut loc astăzi. Trebuia să suplimentăm cu bugetul și legat de buget celelalte proiecte. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea înființării obiectivului de investiție extindere rețea alimentare cu apă potabilă în satele Cleja și Somușca, din Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării întocmirii proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției pentru contractul cu privire la realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacău. Supunem la vot ordinea de zi împreună cu suplimentarea adusă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci toată lumea pentru, da? Da, trecem la proiectele de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local Cleja din data 27 decembrie 2022. Supunem la vot cine este pentru. Obține, potriva, toată lumea. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de închiriere a utilajelor buldo-excavator JKB autobasculantei N3G-DAF și aprobarea regulamentului cu privire la modalitatea de închiriere a utilajelor de către persoane fizice sau juridice. Supunem la vot cine este pentru. Aveți întrebări? Supunem la vot cine este pentru. Potriva, abține, toată lumea.
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de instituire și plata taxei de salubritate pentru anul 2023 în Comuna Cleja, județul Bacău. Aici cred că având niște calificări pentru cetățenii din Comuna Cleja, chiar de noi știm aici așa și s-au zis niște calificări. Parcă în decembrie v-am mai spus că proiectarea grunului se va face ciclic de două ori reciclabilul și de două ori menajerul. Deci odată, o să fie o duminică, o săptămână va fi reciclabilul și o săptămână va fi gunoiul menajer. Am căutat, deci soluția asta s-a găsit la nivel de județ, toate primăriile vor face lucrul ăsta, tocmai în ideea de a să nu mai scumpim acest gunoi către populație și totodată să se poată face o colectare cât mai corectă, selectivă, cum se face, și să putem să funcționăm cum a funcționat și până acum. Sigur că, dar o să trebuiască să ducem discuții de conștientizare a populației, pentru că această colectare să se facă cât mai corect. Deci o să impună niște reguli clare și de la Soma. Nu o să-ți iei gunoiul dacă vede că ai plastic, nu o să-ți iei plasticul sau gunoiul reciclabil dacă ai menajer, adică colectarea selectivă de adevăr și va trebui să faci lucrurile. Deci din cauza asta, începând din 1 februarie, colectarea se face, cum am zis, de două ori și de patru ori pe săptămână. Iar ca și că prețul a rămas același ca de anul trecut. Și va fi tot în zilele de miercuri, ca și până acum? O să trimitem singur, nu știm precis cum va fi, dar cred că va fi. Eu aș merge mai departe aici să vedem dacă vom putea, ca cei care doresc, o vom veni cu altă hotărâre, probabil, ca cei care doresc ca colectarea menajerului să se facă o dată pe lună, să putem face și lucrul ăsta. Dar va fi o altă hotărâre, să vedem o altă gândire, pentru că sunt bătrâni, într-adevăr, care aproape că nu au gunoi menajer. Și înainte cum trăiam fără ca să nu ducem nicăieri acel gunoi menajer? La țară putem să facem, să diminuăm cantitatea foarte mare dacă nu măturăm o gradă și să punem la gunoi menajer. Dar poate de o altă oră. Deocamdată mergem cu soluția asta cu două și două, să vedem cum o să le curgă. După care vom veni cu alte îmbunătățiri, să spun. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Toată lumea. Deci toată lumea pentru, da? Da. Tot așa, galben pentru reciclare. Da, sigur. Mai adăugat încă o colectare de reciclabil pe loc. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului, privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locative public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățenii în Comuna Cleja, județul Bacău. Aici așa avem în cadrul proiectului modalități de sancționare a celor care nu vor ajunge, nu vor căuta să respecte anumite legislații privind protecția mediului și arunc curățenia prin comună. Abandonarea deșeurilor diferite. Deci vedeți că la gunoaie degeaba vorbim, e tot cară și nu aveam modalități de a sancționa. Acum, prin această hotărâre, nu sunt sancțiunile mari, am zis să punem sancțiunile foarte mici, de 70 de lei, 100 de lei, mă refer pentru cei pe care îl prind. Persoanele fizice. Persoanele juridice, sigur, amenzile vor fi mai mari. Dar ușor va trebui să creăm o disciplină la nivelul comunei, ca nu toată ziua vin tot felul de controle și să ne găsească în neregulă. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Domnul Andrei? Pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim garantat, precum și de către persoane sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității din Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2023. În fiecare an aprobăm, cum știți, sunt lucrările care sunt
specificate în legislație și noi respectăm, nu facem decât să respectăm legea. Dar mai sunt persoane la... Sunt, da. Tot timpul apar, da. Apar, da. Da. Păi apar? Cum vrea? Mai sunt. Ce sunt? Sunt buni de muncă sau... Da, sunt buni de muncă, da. Da. Foarte. Întrebări? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, supunem la vot. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 54 din 11.10.2022 privind implementarea proiectului sprijinirea copiilor dezavantajați înscriși în centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți. Sfânta Lucia din cadrul Oate, Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Da. Pentru că nu ne încadram cu prețurile în vechile grile, le-am mărit 27 de lei, parcă, pe zi, la un copil. Deci, înainte era 15 lei, dacă nu-i așa, nu? Sau cât, Cristina, cât era înainte? Era 15 lei, dar nu se acoperea... În 15 lei și 2 nu se acoperea. Deci, trebuie să acoperim cât de cât cheltuielile care sunt în... Supunem la vot cine este pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2023. Au rămas aceleași. Nu s-au făcut majorări. Nu, masa impozabilă s-a calculat în conformitate cu criteriile codului fiscal. S-a aplicat acel coeficient de 5,1, ajustarea care este acum. Și s-a cuantificat exact masa impozabilă care este de încasat pentru anul 2023. Întrebări? Da, nu trebuie fiecare. Da? Întrebări? Avem întrebări? Okay. Pentru cei plecați din străinătate, acum pot să folosească ghișou.ro, am văzut. Da. Din străinătate, da, pot să folosească ghișou.ro. Cei care nu vin acasă. Deci, se folosește, da. Am implementat sistemul ghișou.ro. 31 ianuarie, astăzi am primit sume care au fost încasate pe ghișou.ro, 7.948 de lei. S-au încasat în 1 ianuarie, ghișou.ro. Deci, trecerea de la încasarea... normală și fizică, care să vină omul la primărie, o să treacă ușor, cum învață fiecare, cum să folosească ghișeu.ro, cum să intre, să contul și... Au și aplicația. Avem totul pregătit pentru ca să plătească. Au aplicație și completează datele personale și pe baza CNP-ului primește... E vorba de aplicație pentru telefon. E făcut ghișeu.ro. Și pe telefon se poate. Eu am de 2 săptămâni. Am văzut la știri ieri că au lansat-o, dar... Și de pe dreptul se poate accesa. De oriunde, informat electronic. Și eu plăteam la... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, 4 la 3. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului teren în suprafață de 431 de metri pătrați, situat în intravilanul Comunei Cleja, județul Bacău, în vederea amenajării unei zone de agrement pentru desfășurarea de activități culturale și sportive. Știți că odată m-a introdus acest proiect și acum un an de zile, când opoziția nu a binevoit ca să aprobe acest proiect. Eu cred că totuși acel terenul de acolo, de aici, de la terenul de sport, unde este, lângă terenul de sport, strada pieții, avem nevoie de acel teren când avem nevoie de zilele comune și avem, fiind zonă centrală, chiar ai nevoie să ai unde să faci o joacă de-a lungul timpului, să te dezvolți cultural. Și încă o dată încerc ca să achiziționăm acel teren, o să fie bun pentru comună. Ați văzut, când au fost zilele comune, ne-am mutat aici jos la Șari. Dar zona tot aici este, unde scenă, să fie tot aici, să încăpem, practic, pentru a ne extinde un pic cu zona de... pentru zilele comune, pentru anumite evenimente care au loc, se desfășoară în cadrul comunității noastre. Care e prețul de achiziție?
încă nu am făcut evaluarea. Noi am dat întocmirea raportului de evaluare. Întocmirea raportului, sigur, eu pot să spun și cât o cerut omul. Până la urmă omul își cere și dacă nu-i dai, nu-ți ia. Dar sigur că vom face evaluare, vom face o... A, să vedem dacă... Și mi-a răspuns. Mi-a răspuns. Avem 14.000 de euro. Data trecută ceruse 12.000, parcă nu, atât a fost în acum. Acum, domnule, fără 14.000 nu dau, eu am și o alt prin cineva care vecinul de acolo vrea să-l cumpere, pentru mine primul venit, primul sosit, cine vrea să-l cumpere, îl cumpără, cine nu. E cam 30 de euro metru pătrat. Cam 30 de euro, asta este zona așa centrală, odată cumperi și îți faci treaba, că până la urmă, când ai nevoie, cumperi, că dacă venea el să se roage de noi, era altceva. Dacă vrei tu ca să obții acel teren, ia ca dai bani, pentru că dai o singură dată și nu dai el. Prețul e ok, dacă ești... Asta e prețul pieței. Nu mai aveți întrebări? Mă sunt. Supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abține, toată lumea. Proiect de hotărâre privind finanțarea ansamblului folcloric Drăguleanca din comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2023. Noi am prins, mi se pare, pentru tot anul 50.000. 47.000. 47.000. 620. Da. Domnul care organizează și aici cu formațiile artistice, ne-a venit, ne-a făcut cu o ofertă, cu un proiect în care ne-a spus, domne, asta este, adică fiecare oră calculat, a făcut un proiect și, practic, pe baza proiectului întocmit de domnul Dămoc, asta e suma pe care trebuie să o aprobăm pentru tot anul. În buget sunt prevăzute serviciile pentru contractarea serviciile de transport la festivaluri și pentru instructor muzică, canto și pentru dansuri. Da. În cazul în care se dorește a participa la festivaluri, cum este festivalul de la Mare, de la Eforie Nord, la care merg tot timpul, se face o documentație în care se detaliază toate cheltuielile cu ocazia participării la festival. Vom veni în fața dumneavoastră aici și veți aproba dacă doriți ca ansamblu dumneavoastră să participe la acest festival. Împotriva, ține, lumea. Avem diverse, dar le vom discuta după suplimentare. Acum, avem proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea înființării obiectivului de investiție, extindere rețea alimentare cu apă potabilă în satele Cleja și Somușca din comuna Cleja, județul Bacău. Eu pot să dau citire la ce conține proiectul, ca să știi... Da, și străzile. Da. Deci articolul 1. Se aprobă necesitatea și oportunitatea înființării obiectivului de investiție, extindere rețea alimentare cu apă potabilă în satele Cleja și Somușca din comuna Cleja, județul Bacău, pentru un număr de 10 străzi, respectiv Alea Morii plus Unirii, Bersani plus zona de lângă Părâu, Alea Nuferilor plus zona de lângă Părâu, Alea Hârniciei plus zona de lângă Părâu și plus stadionului, Strada Eroilor, zona Drum Colector 1, pe lângă E85, Strada Republicii, Strada Armoniei, Alea Speranței, Clopotelor și Stâncii. Articolul 2. Se aprobă înscrierea obiectivului de investiții menționat la articolul 1, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023, iar finanțarea se va face din bugetul local. Cu articolul 3, cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, se însărcinează primarul comunei și biroul economic, împotriva prezentă hotărâri, se poate face contestație de cei interesați și prezenta hotărâri se va comunica instituției prefectului, biroului economic, primarului. Ceva am eu de completat aici, deși chiar dacă proiectul a fost inițiat de mine, între timp dorim să facem o extindere rețele și la UDMR în capătul satului, Stejarului parcă sau ce strada acolo. Poate o să introducem și strada aia, Cristin, dacă sunteți de acord.
Știți unde? La Andrei. La Andrei, capul tu ăla. În rest, cam toate am luat în calcul toate străzile unde nu avem apă. Deci cu... Ce stradă? Ce stradă? Stejarului, cred că. Stejarului. Da, Stejarului. Se consideră ca un amendament. Ca un amendament. La acest proiect de hotărâre pentru a fi adăugată strada. Exact. Deci, în rest, am luat în calcul toate străzile unde nu exista, nu exista apă. Da, e vorba de vreo 200 de metri. Da. Din... da. Deci, în rest, nu sunt deci asta toate. Întrebări? Și extinderea se va face de la rețeaua de aici, din Cleja? Păi, la rețeaua da, existentă, de la rețeaua de bază. Da, deci, numai că sunt, sunt străduțe mici, sunt străduțele astea unde au trecut apesant, stânga, dreapta, pe muncii, pe străzile care au fost create și străzile unde, capetele de stradă unde nu mai aveam apă. Supunem la vot cine este pentru. Supunem la vot amendamentul mai întâi, da, cu introducerea străzii Stejarului. Cine este pentru? Statul pentru. Și supunem la vot și proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea aprobării întocmirii proiectului dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Cleja, județul Bacău. Cristina, dacă vrei. Eu pot să dau citire la fel ce conține hotărârea. Proiectul. Se aprobă necesitatea și oportunitatea întocmirii proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Comuna Cleja, județul Bacău. Articolul 2. Se aprobă depunerea proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Cleja, județul Bacău pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15, educație, în sesiunea 19 decembrie 2022-19 martie 2023. Articolul 3. Se aprobă înscrierea obiectivului de investiție menționat la articolul 1 în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023. Articolul 4. Împotriva prezentei se poate face contestație. Articolul 5. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către primar și directorul școlii gimnaziale. Și articolul 6. Se comunică prefectului, primarului și se face, se aduce la cunoștință publică prin afișare. Deci acest proiect, dacă îmi dați voie, se va face în colaborare cu școala. Școala face analiza de nevoi referitor la digitalizarea instituțiilor de învățământ, inclusiv grădinițele. Analiza de nevoi este confruntată cu cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile, se stabilește exact valoarea proiectului și se va depune. Înainte de a se, depune, se va veni în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre și cu cererea de finanțare pentru a fi aprobat. La fel cum s-a procedat și cu celelalte proiecte. Termenul de depunere este 19.03. Eu zic că se va depune și că se va și câștiga. Întrebări? Da, vrem să întreb, noi am mai avut un proiect de hotărâre pentru școală. Da, tablete. Avem tabletele, sunt aprobate. Deci, dar nu s-a semnat niciun contract de finanțare. În momentul în care se va câștiga acest proiect, îl depunem, dacă se va câștiga, vom face adresă de retragere a acelui proiect. El este pe o altă măsură, pe ADR, Agenția de Digitalizare a României. Acolo au cam stagnat lucrurile. Din județul Bacău, nu știu dacă au semnat contract de finanțare 3 comune. Nu s-au alocat finanțări pentru acele proiecte și PNRR-ul, un program național de redresare și reziliență, vine cu această, cu această măsură pentru depunerea proiectelor pentru digitalizarea instituțiilor de învățământ. Este, de fapt, o altă sursă de finanțare. O altă sursă și un program un pic mai complex. Un alt program. Pentru că acolo erau numai, era vorba numai de tablete, aici este un program. Era vorba tablete, telefoane, cartele, dar de când s-a depus de 2 ani de zile, nu s-a actualizat, oricum nu se mai poate face cu prețul cu care a fost depus. Supunem la vot cine este pentru.
Domnul președinte, vreau să mă sudat eu să ajung într-un alt loc urgent. Da? Ok. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielilor comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2023. Aici doar două cuvinte aș vrea să spun. Avem un buget destul de generos, avem foarte multe proiecte. Cred că anul ăsta vom încheia multe contracte, multe proiecte de investiții vom face și îi spun, îi dau lui Cristina să prezinte un proiectul și să ne enumereze în partea așa obiectivele de investiții. Pe restul... Da. Deci, fundamentarea și dimensionarea veniturilor și cheltuielilor s-a realizat în concordanță cu prevederile legii 273 privind finanțele publice locale și a legii numărul 368-2022 a bugetului de stat pe anul 2023. În baza adreselor emise de către finanțele publice, s-au repartizat sume pentru Comuna Cleja în următoarea componență. Pentru cote defalcate din impozitul pe venit 793.000, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 1.442.000. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean au fost primite astăzi la ora 15, 120.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor și pentru finanțarea instituțiilor de învățământ și altor cheltuieli, în total 6.137.000, dintre care pentru drumul 74.000, pentru finanțarea unităților școlare și a celorlalte cheltuieli 2.780.000. S-au mai prevăzut venituri din pene din Programul Național de Dezvoltare Locală, mai avem un rest pentru grădinița numărul 1 de primit, 623.000. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, 175.000. Un buget total pe venituri avem de 10.638.000. Cheltuielile. Cheltuielile sunt structurate pe cheltuieli curente, care sunt cheltuieli de personal, servicii, transferuri, asistență socială și cheltuieli de capital. Dacă doriți să detaliem cheltuielile de personal pe capitole sau bunuri și servicii pe capitole sau cheltuielile de capital. Eu aș merge mai mult detaliem de proiecte, pentru că restul investițiile ne interesează, pentru că restul sunt sume care sunt la calcul, la bani mărunt, la toate capitolele care sunt. Adică să mergem pe proiecte, pentru că cred că asta este cel mai important. De precizat faptul că s-a bugetat pentru cheltuieli de personal și un compartiment de poliție locală, se dorește a se înființa poliție locală. Domnul primar poate să-mi spun mai mult, da. De necesitatea și oportunitatea acestui Avem două probleme care va trebui să rezolvăm anul ăsta. Odată cu problema câinilor comunitari și urmărirea cu deșeurile. Odată cu câinii comunitari, toată lumea, populația, tot ne întreabă cu cine. Dacă nu ai cu cine să lucrezi, să umbli după câini, n-ai cu cine. Înțelegeți de asta. Avem nevoie de un polițist. După aceea, cu gunoaiele, la fel, nu putem da o sancțiune. Dacă nu ai pe cineva să trimiți ca să verifice, să controleze. Numai vorbim atât, dar cu vorba nu faci numai cu vorba, dacă nu ai și mijloacele necesare de constrângere. După care, aș vrea să urmărim cum se face colectarea selectivă în cadrul comunei, conștientizarea populației. Vine ăla cu tomberonul, trebuie să-i explici. Băi, omule, vezi că n-ai pus cum trebuie, bidonul pune acolo. Adică tot timpul trebuie să ne luptăm cât de cât să diminuăm și cantitatea de deșeuri menajere. Că la deșeurile de menajere, dacă urmărim și dacă mergem și ridicăm capacul la
cubela de gunoi, vom vedea că o băga și măturat o gradă așa a băgat, a băgat și, eu știu, scoate varză, bună, asta cum zice, butoiul cu varză și strântește acolo. Sunt lucruri care gunoiul menajer se referă ca să facem o educație cu ei. Dom'le, nu băga, pentru că până la urmă sunt cetățeni care vin și spun că ei nu produc gunoi. De ce să plătească? Sunt de acord. Unii nu produc. Alții produc pentru toți. Dar n-ai cum să gestionezi situația pe cap de loc, pe fiecare persoană în parte. Și atunci să mergem, să găsim o formulă ca să conștientizăm populația și spunem, mă rog, uite, face, hai să facem așa, să gunoi menajer, poți să duci, să facem după casă, să facem, că știu, un pătrat acolo din trei scânduri și îți arunci acolo. Și cu cât nu aruncăm noi, nu vom produce gunoi. Dacă nu produci gunoi, nu plătești gunoi. Deci, la țară este foarte ușor ca să numai să ieșim din zona asta de confort, că mai ușor că-i tomberonul lângă noi. Să găsim formulele astea. Și atunci, da, spune Pavel. Ar trebui ca fiecare să plătească cât... Bun, am găsit și s-o... Și atunci deci, n-ar mai pune gunoiul care nu este pentru aruncat, nu ar problema, la aruncat. Problema a apărut așa și o să căutăm soluții. Ca să colectăm o singură, pensăm persoane care spun că nu produc și să mergem o dată pe lună. Asta că n-ar mai trebui, că ar trebui cântar. Cum să cântărești pentru fiecare în parte gunoiul care îl produce? Se pune un număr de înregistrare pe fiecare de om, vine la fă mașina anume. Deci asta ar fi treaba să ai o mașină anume făcută cu un sistem de cântărire. În momentul când vine, cântărește, ia numărul de tomberon și plătește. Poate o să ajungem și la nivelul ăsta. La Sibiu, singura... Sigur. Deci, la nivelul întregii țări, se face la Sibiu. Am încercat să implementeze. Mai sunt probleme, mici probleme, dar încet vom încerca și noi această variantă. Dar există și o... ca să vă spun, și aici pot apărea deficiențe. Cel care nu, vă spun cum, nu mai aruncă, nu mai pune nimic la tomberon și găsești pe răpă. Da, o să avem poliție locală, nu care o să-i urmărească. Vrem să punem 120 de camere, să urmărim din scurt. Acum a venit Digiu cu un semnal foarte bun, pentru că până acum avem camerele care este prin Rom Telecom. Rom Telecom are semnalul foarte slab și te trezești că sare, nu-l găsești. Mergem la RDS, că o semnalul. Mergem la RDS, sigur că da. Mergem la RDS, punem camere, începem să urmărim. Dar până vom conștientiza populația că altfel nu se poate, va mai trece un timp. Dragoste cu Iasila nu se poate. Dar nu cu dragoste, că niciodată nu s-au făcut reguli fără sancțiuni, adică până poți fără constrângere. Asta vreau să spun, din moment ce nu luăm măsuri, nu ne putem aștepta cu respectivii oameni care s-au învățat să arunce gunoiul. Sigur. Unde l-aruncă ei, să se oprească. Eu mă uit la toate comentariile și comentează comentează persoanele care nu respectă, că n-au reguli. Deci comentariile care sunt pe Facebook și peste tot ar să-l vezi comentând pe ăla care n-are nicio regulă. Aia comentează că oamenii disciplinați, oamenii care știu cum trebuie făcut, ăla își vede de treaba lui. Dacă tot se aruncă așa mult de prin curte ce se mătură și poate rumeguși din astea, poate niște compostoare ar fi bune pentru fiecare locuință? Păi fiecare locuință să-și facă. Eu am fost, vă spun că am fost în Irlanda și am stat la o casă acolo și ăla are în capătul, după casă, are un din scândură făcută, în care acolo aruncă și ușor se lasă și într-un din când în când, când compostul ăla devine îngrășământ, îl ia și îl pune în câmp. Până la urmă, și la noi aici trebuie să încercăm, că altfel nu se poate. Oricum, ați văzut că acum bidoanele au început să fie primite, să-ți plătească 50 de bani bidonul. La un moment dat n-ai să mai găsești bidoane pe părău, nu găsești nicăieri, dacă poți să se strângă. Să vedem ușor, ușor. Dar lucrul mai durează totuși până reușim să gestionăm și să ținem sub control problema deșeurilor. Sunt probleme, nu scăpăm așa ușor de ele, dar ușor vom termina. Mai sunt discuții?
Obiectivele de investiții, asta a fost un lucru. Da. Pe capitolul 51, autorități publice și acțiuni externe. Cheltuieli de capital. După cum știți, avem obiectivul de investiții, construire și dotare sediul administrativ primăriei. Proiectul, în momentul actual, este pe cale de a fi scos la licitație de către CNI. Noi nu vom mai avea cheltuieli. Am prevăzut 60.000 în cazul în care mai trebuie vreun aviz sau vreo autorizație de construcție demolare. Licitația va dura. Va dura 9 luni, un an, nu știm cât. Avem exemplu de la sala de sport. Licitația pentru sala de sport a durat un an și 3 luni. Și care e situația? Situația la sala de sport este că avem un câștigător al licitației, un executant care a început să facă proiectarea. Ne-a solicitat modificarea certificatului de urbanism, că s-a modificat denumirea sălii de sport, obiectivului de investiție. Nu ne costă nimic, doar ei proiectează, vin și se vor apuca de construcție. Asta este sala de sport la momentul acesta. S-au prevăzut 60.000. Executantul ce termen are de proiectare și execuție? Executantul proiectare și execuție are un termen de 18 luni. Oricum, noi facem, el, în datoria lui este să obțină autorizația de construcție. Certificat de urbanism, acordurile, avizele, după care trece la autorizația de construcție și execuția. Sperăm vara asta până în toamnă să înceapă treaba. Adică da, deja am depus documentații, ne-au transmis, da. Au fost foarte rapizi, ne-au transmis documentații, am depus pentru avize. Da. Iar legat de primărie, am văzut toate reacțiile tuturor, eu știu, legat de această primărie. Până la este un obiectiv care e făcut. E o investiție în cadrul comunității noastre pe care noi nu plătim și pe fonduri europene vin banii ăștia. Și eu cred că o instituție ne reprezintă pe toți în egală măsură, pentru că nu-i făcut, nu se face acea primărie, nu se face pentru Iștoc, pentru Gherfi, pentru Joca sau pentru... Noi suntem trecători. Dar primăria Cleja, am încercat să aducem, să o modernizăm. Ea e creop, nici nu are fundație. A fost făcută, nu știu, în 1950, când a fost făcută, nu are nici un pic de fier, iar fundația se macină. Și dacă te uiți pe lângă, sunt crăpături până în structura, până toată fundația e crăpată. Și dacă vedeți și prin exterior, ea e crăpată. După aia, ea nu mai corespunde din punct de vedere nici a pompierilor, adică condițiilor care se impun. Nu ne obținem autorizație, dar nu obținem, birourile alea nu mai corespund. Vezi că sunt 4 birouri într-o cameră de 3x2, iar fata asta care este Mirela, care este pe hol, ea nici nu are voie să stea acolo, adică nu are, ne înghit când vin toate contralele, pur și simplu n-avem încotro și pleacă și ei și nu avem condiții, ne atrag atenția, ne dau tot felul de, avertismente în cadrul procesului vreau care schimb, dar asta e situația. Deci am auzit tot felul că vai de mine, nu-s banii noștri, nu-s cum spun ei că vai din banii noștri, vai din nu știu ce. Așa dacă ei din toată țara lucrează, fiecare ea își câștigă existența și banii noștri, prin ce face și... Nu mai trebuie atâta politizată chestia asta. Am cheltuit doar pentru studii de fezabilitate, pentru depuneri la CNI și atât. N-am cheltuit bani. Banii vin de la stat. Deci nu vin banii. Vom preda în plasamentul și vom face construcția. Nici nu trec banii pe la noi. Dacă îmi permiteți. Cu canalizarea și cu drumul de frânt. Da, am fost... Acum vineri am avut o ședință la mediu, la fondul de mediu, până în toamnă se scoate la licitație. Se lucrează, deci... Canalizarea și vă spun și cum se aduce o conductă de apă de la Cărăboaia, ca să spun din Dărmănești, de la Valea Uzului, vine la Bacău și toată apa care va fi, toate comunele astea vor fi alimentate cu o singură conductă care vine de la Bacău. Toate puțurile astea care sunt forate se vor închide, pentru că s-a constatat că calitatea apei este foarte proastă, iar tratarea apei este foarte scumpă. Și atunci, mai degrabă, apa aia care este foarte bună de la Valea Uzului,
va veni cu o conductă care alimentează și Bălcescu și deci tot județul. De acolo, așa. Iar privind stația de epurare care va fi, va fi singura stație de epurare care toată apa reziduală va fi, va fi trimisă la Bacău, la stația de epurare din Bacău. Vor fi niște pompe. Deci nu mai facem noi aici stații de epurare, nu facem nimic. Deci cam asta e. De asta au și durat mult, pentru că aceste proiecte, acest cum să spun, proiectant care ne-a făcut acest studiu de fezabilitate, nu a fost agreat și de fondul de cei din, care răspund din partea Uniunii Europene, știi? Există și acolo și după ce se face un studiu de fezabilitate aici cu proiectanții noștri, acel studiu trebuie aprobat și de cei care de dau bani de la Comisia Tehnică din partea Uniunii Europene. Și atunci ăia nu ne-au agregat, nu a agreat acel studiu și s-a făcut un alt studiu care să fie, care a fost agreat cu apele menajere și să meargă la Bacău. Deci să înțeleg că zăină apa de dincolo se conectează la rețeaua veche, nu? Exact. Deci rețeaua veche rămâne funcțională. Deci, nici veche, rețeaua veche nu. Rețeaua veche se pune pentru conservare. Vorbim pompele, muțurile, dar rețeaua se conectează și eventual mai sunt, dacă în proiectul vechi a fost prevăzute anumite, avem 6 milioane de euro și pentru 6 milioane au fost proiectul nostru pentru apă și pentru canalizare. O parte au fost și câteva înlocuiri de țeavă, deci de alimentare cu apă, care unde nu erau dimensionate. Dacă se rezolve și problema cu țeavele care sunt în localitate, unde mai sunt probleme cu apă, presupun că o să dispară acele probleme. Acum, eu vă spun, sigur, se vor, dar să nu creadă cineva. Deci, pentru că dacă în luna august tot nu vei avea, pentru că nu o să spună ăștia conductă numai pentru luna august. Într-un mod natural, civilizat, va trebui să găsească o formulă ca oamenii din apa potabilă să nu umple piștinele, să nu strogească cu de grădină, pentru că, până la urmă, țeava e tot țeavă de 110, de 260, câteare. Nu poți să pui tu țeavă pentru luna august când vine, pentru să ai țeavă de 300, pentru că unde toată lumea. Adică, tot vor fi probleme mici, ca să spun. Da, în principiu vor mai dispărea. În principiu vor dispărea, da. Da, mergem mai departe. Tot la acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru echipamente IT, imprimante, calculator, în cazul în care va fi nevoie. Pe capitolul 61, Ordine Publică și Siguranță Națională, este prevăzută achiziția autospeciale pentru incendii. Aceasta a fost aprobată în anul anterior, nu s-a achiziționat deoarece s-au făcut solicitări de ofertă, s-au modificat datele, caracteristicile ca să poată achiziționa. Urmează anul acesta să se achiziționeze. La capitolul învățământ avem mai multe proiecte, creștere eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei, școala gimnazială numărul 1 Cleja, din comuna Cleja, județul Bacău. Acest proiect a fost depus pe AFM, am primit comunicarea, el a fost aprobat, urmează ca domnul primar să fie chemat să semneze contractul de finanțare. Am prevăzut 223.000 lei, care este partea noastră de cofinanțare, care am estimat că s-ar derula anul acesta. Creșterea eficienței, un alt obiectiv, creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei, școala gimnazială numărul 2 din comuna Cleja, județul Bacău. La fel, acest proiect este depus pe PNRR 5. Avem corespondența cu Ministerul Dezvoltării, ea a fost, apare, aprobată. Au mai solicitat astăzi, 31 ianuarie, am mai primit o clarificare referitor la auditul energetic care s-a efectuat. La fel, urmează să semneze domnul primar contractul de finanțare. Aici am prevăzut doar suma aferentă cheltuielilor neeligibile, deci ceea ce va trebui să plătim noi.
Încă un proiect, reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială Somușca, satul Somușca, comuna Clejar, județul Bacău, dotarea OAT comuna Clejar, județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, faza DALE. Aici aș vrea să și acest intervin. Proiect este da. Depus pe PNRR 10, este comunicată aprobarea lui, urmează să semneze contractul de finanțare și n-am prevăzut decât suma pe care noi o vom finanța în acesta. Eu m-am dus pe finanțare pentru toate școlile astea, deci toate școlile din comună sunt finanțate 100% și cred că sunt și aprobate, nu ar trebui să mă duc să semnez contractele. Am căutat ca pe AFM, pe fondul de mediu, să merg cu școala, să nu merg pe aceeași sursă de finanțare, pentru că dacă te duci cu toate proiectele pe o sursă de finanțare, o să spună din trei, îți aprob un proiect și cu asta basta. Așa, am mers pe AFM, am mers pentru școala numărul 1, pe școala de la Buda, acolo într-adevăr este urgentă școala și acolo dacă o să fie și terenul de sport și cu școala, îți dai seama că din comun o să fie, o să se vadă ceva frumos. Am mers pe C5, acolo și acolo e problema rezolvată, iar pentru școala sunt mușca pe C10, finanțare pe PNRR C10, și pentru ca să luăm puncte, pentru că ce se întâmplă? Toate ghidurile astea, în momentul când scrii, se spune ce condiții trebuie să îndeplinești ca să-ți aprobe, ca să ai succes la proiectul pe care îl faci. Și acolo spunea că dacă faci niște stații de încărcare, tu vei obține puncte. Și ele sunt finanțate toate. Și atunci am pus două stații de încărcare mai, e câteva puncte acolo și obții. Deci cam ăsta e sistemul pe care funcționezi, pe care mergi în momentul când vrei un proiect, ca să îndeplinești cât mai multe condiții ca să îți aprobe proiectul, că altfel, zice, îmi pare rău, o vită ăla. Înțelegeți? Deci astea sunt chichițele noastre, ca să spun așa, proiectant. Deci toate trei școlile sunt pentru finanțare, aștept pentru să mergem la contractare. Mai avem prevăzut container, toaletă, fete plus băieți, în condițiile în care vom da drumul la construcția sălii de sport, acea toaletă trebuie demolată. Nu ne încadrăm în indicatorii urbanistici cu acea toaletă. Un colț din acea toaletă trebuie dărâmat, pentru că el spune să pui teren de sport, îmi trebuie 10 metri până la... Așa, de asta am și cumpărat și terenul de la Fodor acolo. Știți că altfel nu încăpea sala. Și trebuie să îndeplinești condițiile pentru pompieri, pentru o mașină, pentru ce. Și în condițiile astea închidem WC-ul ăla. Am zis să cumpărăm... Ați văzut că am făcut și pentru primăria aici. Veneau cetățenii la dispensar și pur și simplu nu aveau unde să ducă la toaletă. Zice, faceți-ne un WC-ul, faceți-ne tot felul de cerințe. Și am făcut două compartimente pe care mulțumesc lui Mărcuș că le-a dat pe Facebook și lumea deja le-a văzut. Așa? Deci au fost la cerința oamenilor, pentru că dar vreau să spun că niște toalete atât de... Chiar cine să se ducă de... Și au înăuntru apă, au încălzire, au și... Sunt... Acum, vrem să facem și la Buda aceeași problemă și la un moment dat am făcut un proiect ca să luăm cu patru compartimente pentru fete și patru pentru băieți, cu pișoare, cu ce trebuie făcut de acolo. Și acum, dacă am văzut că toaletele sunt atât de frumoase și atât de bine construite am zis așa, să facem un container cu 6 și cu 4 și 4, facem 4 containere de astea mici, ca asta le folosim după aceea, poți să ducem parcul cu tale și după ce termin lucrarea, știi? Acolo la... Și atunci asta o să... Cum? Cu autocurățare? Nu cu autocurățare, le putem canaliza. Ai vitanjare. Dar ele ca... Oricum acolo rămâne fosa. Deci tu nu m-ai închis WC-ul ca să nu fie funcțional, adică ai dat peretele jos, dar... De sub pământ, deși mergem acolo, înțelegi, tot pentru vitanjare. Dacă nu o să apară canalizarea peste una, peste doi, deja tu ai WC-urile astea, ai proptit unde ai nevoie și folosești. La parcul din Cleja, la parcul din Luceat, că le împărțim ca să avem peste tot grupurile sanitare. Prin bine și în bine. Da, sala de sport și primăria, clădirea nouă, vor fi dotate cu toalete normale, nu? Da, dar până construiești, până în școala, până este de asta și fac containerele astea, tocmai
pentru că sunt provizorii. Adică face aceste întregi WC-uri care le cumperi și ele pot fi utilizate după aia în altă parte. Schimb destinația după ce stau în funcție. Cu postarea, deci atât că lumea se plângea că de ce nu e în dispensar toaletă și au trebuit... Dar este, nu, stai o secundă. Dispensarul are toaletă, dar toaletele alea nu sunt toalete publice. Femeia la 12 pleacă, nu? Da, da. La 12. Dacă cetățeanul vine, domnule, vreau să intru și eu la toaletă, unde să folosesc toaletă? Și zice, înainte știți, pe timpuri când nu aveam dispensar, aveam o toaletă acolo sus, un veceu de la, cum să, turcesc, public. Și a public, care lumea se ducea. Practic, nu e vorba de... Și că nu avem, numai pentru cei care vin la dispensar. Care vin la dispensar. Pentru cei care trec prin localitate. De exemplu, ai o acțiune, o activitate aici, așa, oamenii spuneau, domnule, o toaletă aveți și mergeam eu să deschid primăria ca să intre la mine. Înțelegeți? Deci... Azi, că acum tainele după aia ar fi bun și la scenă... Sigur că da. Ele sunt făcute, urmărite, controlate, să se mențină într-o sală curată și ușor, ușor ne civilizăm noi ca și comunitate. Da, ca și o precizare trebuie spus clar. Toaletele de la dispensar sunt funcționale. Sunt funcționale. Deci, nu sunt destinate publicului care vine la primărie. Necesitatea asta a apărut în momentul în care au venit cetățenii să depună dosare pentru o sală pentru rănaie unde. Și nu, dar mergi pe stradă și ai trebuit să duci la toaletă. Unde te duci? Acum, aici, cum mărgești, aș vrea să... Deci primăria este într-o stare perfectă. Ei au adus atunci când au fost și România TV, mi se pare. Și au căutat zgârbitor, dar n-au avut ce să vadă. Dispensarul, da, dispensarul. Deci totul e în regulă, dispensar, și dacă ești curios să vezi treaba asta, chiar du-te la dispensar, verifică, nu avem egrasie, nu avem nimic. Sigur, acolo și într-o cămăruță erau niște... lucruri firești de suprafață, adică coșcovit un pic peretele, neaerisit, atâta era, dar în rest dispensarul arată bine, eu sunt bucuros și cred că orice persoană care intră, merge într-o, se vede că este un loc destul de curat, frumos și îngrijit, nou. Da, s-a mai solicitat de către doamna directoare montarea unui sistem de supraveghere video la grădinița numărul 2, care este finalizată, ea nu a fost prevăzută cu un sistem de supraveghere, am solicitat ofertă de preț, în jur de 12.000 de lei ar ajunge. Un alt obiectiv de investiții este cel pe care tocmai ați aprobat printr-o hotărâre de Consiliu Local, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ universitar și a unităților conexe din Comuna Preja, județul Bacău. Am estimat o valoare de 50.000, vom vedea prețurile firmelor de consultanță care vor întocmi cererea de finanțare. Sunt anumite ghiduri care sunt un pic mai greu accesibile și cererea de finanțare necesită mai multă muncă și mai multă a pleca și specialiști. Avem reabilitare și modernizare grădinița numărul 1 Cleja, acum la Cleja, județul Bacău. Mai avem de implementat, de primit 623.000 de la Ministerul Dezvoltării, 155.000 de la bugetul local. Lucrările sunt efectuate, dar ele nu s-au solicitat a fi decontate, deoarece mai avem de pus la punct anumite particularități ale instalației de alimentare cu apă și mai era problema că s-a făcut un perete interior în baie, deci nu aveau cum să prindă chiuvetele de peretele care era proiectat și au făcut o modificare în interiorul băii, așteptăm documentele și după aceea se vor... Da, putea lumea asta ar trebui să închide, practic. În funcție de documente, care ne aduc ăștia, dar ce se întâmplă? Orice document care se face, care orice necesele, lucrări suplimentare care se fac, ca să poată fi avizată și să fie acceptată de noi, el trebuie să meargă la ei un expert, după cum face expertize, la un verificator de proiect. Și lucrurile astea sunt, circuitul hârtiilor este foarte greu la noi în țară, nu sunt specialiști, e foarte greu, foarte aglomerat, sunt foarte multe lucrări. Și atunci, sigur că durează, dar... Și este un pic mai greu și pentru faptul că acel verificator de proiect, el și-a luat banii când ți-a verificat proiectul și și-a finalizat, practic.
contractul. Acum te duci la el cu o planșă, cu un memoriu, să-l verifice din nou, să-l ștampileze. Automat că ți-l lasă un pic mai la urmă, pentru că el are contractele curente care trebuie să... Și aici înregistrăm niște întârzieri, niște timpi morți în care stăm și nu putem merge mai departe. Pe total, capitolul învățământ, să știți că investițiile se ridică undeva la 1.789.000 lei. Toate aceste obiective de investiții. La cultură, recreere, la capitolul cultură, recreere și religie. Ca și obiective de investiții, avem modernizare și dotare par școala gimnazială numărul 2 Cleja, comuna Cleja, valoare 239.000, aici este proiectare, execuție, ar trebui să meargă foarte rapid. Modernizare și dotare par școala gimnazială Somușca, 205.000 lei. Modernizare și dotare par școala gimnazială Valea Mică. Modernizare și dotare par centru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți Sfânta Lucia, Cleja, 202.000. Înființare par recreativ și de agrement în localitatea Cleja, comuna Cleja, județul Bacău. Noi avem un proiect destul de mare, făcut pentru înființare parc recreativ în locul terenului de sport, acela mare. Așteptăm deschiderea unei măsuri pe AFIR ca să putem depune. Este un parc care... Pe fonduri europene. Va fi de folos... Dar ce parc de relaxare sau... Este un parc recreativ și de agrement. Este destinație și ce pentru tineri și pentru copii și pentru activități sportive și pentru... Deci e un complex. Un complex. Da, un complex foarte mare. După aceea avem amenajare, loc de joacă și recreere pentru copii, școala gimnazială Cleja, comuna Cleja, județul Bacău, 74.000. Acesta pe AFIR. Se va depune pe GAL Conferințe Moldave, este pe AFIR. Suntem în faza de a obține avizele, dar până nu se aprobă bugetul, nu poți să te duci să plătești facturi de pe cheltuieli de capital. Avem facturi emise de către avizatori, de către Telecom, de către E.ON. După aprobarea bugetului, plătim, obținem avizele și avem termen până pe 28 februarie să depunem proiectul la GAL. Aici este de precizat că în suma asta mare este estimarea aceea, în suma asta este estimarea din noiembrie-decembrie, care va un pic a ridicat anumite voci. Țin să vă anunț că nu s-a contractat nici măcar la jumătate. Deci după solicitări de oferte am găsit un proiectant care a venit cu un preț la jumătate din cât am estimat noi. La capitolul locuințe, servicii și dezvoltare publică. Obiectiv de investiții. Modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Cleja, județul Bacău, valoarea 716.000, este proiectare și execuție. Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare comunei Cleja, județul Bacău. Acum, nu știu dacă a trecut proiectul cu semnarea contractului. Valoarea 922.000. Cred că în vara asta vom termina și cu gazul la Valea Mică. 900.000 care urmează. Da, urmează. Ei nu mai suportă nimic până la urmă de gaz. Nu. S-au schimbat regulile de anul trecut, ei nu mai au bani. Ce faceți? N-ați făcut atunci? Noi am fost prevăzuți în lista lor, în lista lor de investiții pe anul 2022. Dacă noi ne-am cărat în 2022, în 2023 nu au mai avut fonduri. Deci lucrurile astea ar trebui să înceapă anul ăsta. Anul ăsta, cred că anul ăsta vom începe, nu? Păi anul acesta, iluminatul, deci... Nu, vorbesc de gaz. Și gazul și iluminatul. Da. Având în vedere că legea achizițiilor publice s-a schimbat, pragurile pentru proceduri au ridicat un pic... valorile, cele două obiective de investiții se încadrează pe achiziție directă. Deci lucrurile ar trebui să meargă foarte repede aici. Asta vor fi fără licitație acum, nu? Va fi o... În suma aia, nu? Da, este o achiziție, va fi o achiziție directă. Nu mai este 10.000, sunt 560.000, da, sunt ce au modificat plafoanele. După aceea avem extindere sistem supraveghere video în comuna Cleja, județul Bacău. Tocmai domnul primar v-a spus că vrea să mai pună 120 de camere, să testăm. O estimare la 500.000, cu tot cu proiectare și execuție. Întocmire fug, comuna Cleja, 100.000. Am prevăzut acești bani.
în cazul în care reușim să deblocăm situația de la drumurile naționale? Avem două probleme aici cu deblocarea, cu Pugul. Avem odată zona de protecție de la Iștip, care ne-a restricționat la 500 de metri ca să fie construibil. Nici nu știu cum putem noi face acest punct cu zona de restricție pentru 500 de metri, vine inclusiv până la școala numărul 1. Deci îți dai seama, toată partea aia de la Buda, toată zona europeană, nu o să mai poată lumea construi. Deci oamenii spun, domnule, eu am pământ acolo, cum să nu dai voie să construiesc? Aici e o problemă, după care mai este și drumul colector care este spre Valea Mică, pe drumul european. Am fost la Iași, la CNI, partea aia, și mi-a spus că trebuie să facem drumul colector, să dispară podețele. Altfel nu ne aprobă. Dar eu zic, eu cum pot să dărâm podețul omului? Și aici sunt probleme, după care sunt mulți care au ieșit cu terenurile. Bun, cu asta, cu războiul, cu ei, ca să putem alinea drumul ăla și să facem repoziționările la titlurile, la terenurile lor care sunt în proprietate și la câte au ieșit. Asta să spunem că aș putea și pot rezolva, dar unde e de stricat garduri, cum fac? Aici, nu știu, toată lumea poate să înțeleagă că am nevoie să meargă cu mașină. Ăștia nu mă obligă să am, nu știu, 15 metri, cât minimum de la axul drumului, ca să pot să fac un drum colector. Eu sper că dacă va apărea autostrada, lucrurile se vor mai un pic, se vor mai calma, se vor mai domoli, pentru că traficul care este acum, te duci la Iași și nici nu te bagi în seamă, ca să spun așa, cu proiecte care nu sunt conform legii. Și drumul ăsta colector plănuiți să-l conduceți până la ieșire din Valea Mică? La ieșire din Valea Mică vreau să fac. Deja l-am creat până acolo și am tărâmat, am tăiat copaci ce trebuia de tăiat. Deja lumea circulă. Nu vreau să modernizez și nu putem moderniza acel drum până nu terminăm cu canalizarea. Pentru că odată ce dacă faci acum, să spunem, pavele, indiferent ce ai vrea să pui, poți să spui să faci un singur sens, adică un drum cu unic sens în care să asfaltezi sau ce vrei să faci acolo, dar dacă la toamnă, să spunem, ne ajută Dumnezeu și să se liciteze canalizarea, după aceea să venim să stricăm, nu se merită. Deci noi am putea, aveam și posibilitatea de a introduce în proiectul ăsta care îl facem cu Angel Salini, să facem și acolo, dar până nu se faci canalizarea nu poți să faci drumul. Pentru că odată un drum făcut, măcar cel puțin 5 ani, nici n-ai voie să te atingi de el. Da, nu puteți să trimiteți un buldozer să facem o alee spre Gheorghe Doja în partea pe partea cealaltă? Pot face și la tine acolo, așa am fost, discuții au mai fost, dar ai niște vecini care nu doresc acel drum. Au grădini, au tot ce frică. Da, dar o alee cred că vrea oricine. Cum merg la biserică, tot pe acostament. Am înțeles, dar avem acolo și proiectul ăsta de gaz care a fost în incubator până acum și încet încercăm să-l aducem la viață și să reușim. Până nu facem gazul, nu poți să faci alee. Noi avem un proiect de alee acum așa, dar tot stăm până facem gazul. Până nu faci gazul, pentru că după aceea ai făcut nimic cu gazul ca să strici. Înțelegi, deci trebuie să săpăm, trebuie să... Iarăși sunt probleme. O alee pe pământ, pe lângă podeța acolo. Dar nu este acolo? Nu este de înțeles, dacă sunt trimis buldo să fac o alee, deja sunt 3 metri de alee. Ca să spun așa, să intervenim, am văzut și chestia asta, s-a încercat politic să se să-l politizeze cineva, că nu știu ce, că a venit USR-ul, că a încercat, a propus. În primul rând, orice trecere care vrei să faci deasupra, sau orice trecere care vrei să faci, nu o faci tu ca comunitate, nu ai cadrul legal. Toate trecerile care au fost făcute peste drumul european se face
CNI-ul face, Compania Națională de Drumuri face, așa. Ei nu o să facă niciodată, acum sigur, vine autostrada și n-au făcut, dar n-au făcut nicăieri, înțelegi? Iar ca să te apuci tu n-ai cum, înțelegi? Iar așa este, sunt de acord, sunt alături de familia respectivă și de cei care, de fata asta și ce s-a întâmplat. Trebuie să fim atenți când trecem calea, când trecem drumul. Să ne uităm în stânga, în dreapta, dacă vezi că e nebun și nu se oprește, te oprești. Pentru că am auzit și, sigur, nu e cazul aici, în situația asta, dar mă întâlnesc și discut cu diferiți cetățeni, zice, dreptul meu să se oprească. Bun, dreptul tău, dar dacă dă peste tine, mor cu dreptatea mea. Dar nu e cazul, deci încă o dată, nu. Aici, fata asta care a murit, da, nu știu ce s-a întâmplat acolo, am înțeles că nici nu era trafic, măcar o singură mașină venea și nici nu venea cu viteză. Dar șoferul ăla probabil că nu s-a uitat în stânga, nu s-a uitat, făcea, vorbea la telefon, ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat, că s-a dat peste ea. Pur și simplu, nu era trafic. Am înțeles că și nici nu circula cu viteză. Așa am auzit eu, mi-a spus genul. Dar n-a văzut-o, pur și simplu. Așa a fost. Deci, pe plan local nu putem face nici măcar o trecere de pietoni cu semafor, cu buton? Nu se poate. Am fost acum, acolo este o situație. Toate mașinile care circulă în Valea Mică, o să vedeți că au obligație dreaptă. Da. Nici n-ai voie să faci stânga. Am luat un proiectant și vrem să plătim un proiectant, să facem un proiect, să facem măcar, să putem mașinile care ies din Valea Mică să facă stânga. Nu se poate. Nici, încă o dată, este fiind un drum european, el te obligă la dreapta. Nu te întreabă unde întorci, nu te întreabă, nu, indiferent. Ei sunt regii acelor drumuri. Și n-ai cum, pur și simplu. O să încerci. Ar trebui să faci drumul de, cum să spun, în momentul când faci un drum de ăsta care să faci stânga, trebuie să faci un drum colectorul. Să modifici dimensiunea ca să poți să faci, să treci. Asta e pentru șofer, dar pentru pieton, ceva să fie mai sigură trecerea de pietoni. Deci acolo este trecere pieton. N-ai ce face. Nici semnalizări, nimic nu poți să faci, ei trebuie să facă. Asta sunt. Este drum european. Ai văzut acum Ovid Umbrărescu, a tăiat calea, toată lumea se plânge și vine la mine. Dar mă desfăgubește. Pe noi ne întreabă. Sunt, cum să spun eu, strategii naționale. Nici nu te întreabă. Din moment ce nu-i PUG aprobat la noi, cum de le-a dat autorizație să le fac în autostradă? Cum? Păi nu se încadrează în 500 de metri, nu trebuia să le dea acord. Are pile, mă, dar e autostradă. Este obiectiv național. Trece sigur mai departe. E PUG-ul care nu s-a acobat la noi. Nu s-a împiedică, dar vă spun, și faptul că 30 de ani, din 89, putea să fie autostradă, dar asta era problema, pentru că te întâlneai, te împiedicai în legi, te duceai la om cu despăgubiri, au luat, s-au spălat bani, s-au dus și au făcut ce au vrut ei acolo, așa, și omul nu-ți dădea voie și stăteai, așteptai, făceai până aici de acolo, adică omul nu-ți dădea. Până la urmă trebuie o lege, trebuie să faci drumul. Normal, e cea mai frumos lucru care ni se întâmplă acum, este autostrada, cel bun. Da, eu mă bucur, indiferent, chiar dacă mi-o luat și eu o să bucură, uite, eu luat terenul, dar văd că e bucuros așa că se face autostradă. Care de primit. Ceva cu asfaltările? Acum, continuăm. Acum, avem proiecte. Există un alt proiect de investiții care tocmai l-ați și aprobat prin HL, extinderea rețelei de alimentare cu apă în satele Cleja, Somușca, din comuna Cleja, județul Bacău, pe cele 10 străzi pe care le-a precizat doamna secretară, cu amendamentul să mai adaugă o stradă. Am prevăzut un 50.000 pentru a face o analiză cost-beneficiu și ridicări topo, un studiu de fezabilitate, să obținem avize, să pornim la drum. Un alt proiect este proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Legat de ce spunea domnul primar, compania regională Travu ne-a transmis o adresă prin care ne-a comunicat că va trebui să prindem și noi în bugetul de cheltuieli suma de 63.300 de lei pentru a suporta cheltuielile aferente comunei noastre în acest proiect.
La capitolul 84, transporturi, cheltuieli de capital. Aici avem modernizare prin asfaltare drumul de interes local în satele Creja și Somușca din comuna Creja, județul Bacău. Este proiectul care a fost depus pe Anghel Saligny. 254.000 este finanțarea pe care o vom asigura noi. Diferența de 12.000 o va asigura, se va asigura prin Anghel Saligny. Urmează ca domnul primar să meargă și să semneze contractul de finanțare. Am trimis zilele astea, am trimis ultimele, da, mai ultimele avem o clarificări. Avem, au fost, deci aici avem drumul, mai avem care nu reușim să facem ridicările locuri. Avem repoziționări. Deci avem, ce se întâmplă? Mă lupt și mă tot mă duc, îi caut pe, până la de zilele de Crăciun, eu mergeam la notar, mă rugam de notar să venim la servici ca să facem acte notariale prin care oamenii sunt de acord ca să repoziționăm proprietățile lor. Și am avut chiar la Buda, l-am avut pe Reti, dacă spui vecinul lui Pavel așa, el săracul înspre strada Berței, în partea cealaltă, nu știu ce gândire au ăștia ridicările astea, cu care fac ridicările topo, tu spui că am pe timpul de proprietate 1000 de metri. Dar în realitate, între timp, de când lumea s-au făcut drumuri, s-au făcut nu știu, e tot 1000 de metri și atunci omul se duce și își intabulează, inclusiv drumul, ia tot și acum zic, băi, dar până la urmă, el nu, na, m-am văzut cu inima foarte strânsă, cum să diminuez eu terenul? Păi, dar și așa e drumul acolo, tu plătești impozit pe drumul care nu este al tău, că el deja era intabulat cu drumul cu tot, că doar acolo am probleme, unde sunt intabulări făcute pe domeniul public. Și până m-am dus cu el, am înțeles, dar foarte greu, dar am văzut că era foarte supărat, zic, măi, adică în momentul când ăsta e terenul tău și este împrejmuit, că doar nu mergem alte terenuri decât împrejmuirile care au. Și majoritatea, după aceea, mai era o perioadă, dar înainte, când aparatele nu erau atât de performante. Și făceai o ridicare, totuși acum te trezești cu aparatul performant, când cu GPS-ul, când pui, se suprapune. Ei, pentru mine trebuie, terenul trebuie să fie al primăriei, când poți să faci, să fie în domeniul public, ca să poți să construiești. Și ia, deci mai am încă trei străzi, dar trebuie să, nu știem de străzile astea, da, trebuie să vedem. Trei străzi, cred că tot pe zona Berței. Da. Dacă este coborârea aia acolo așa, știi că acolo nu era drum. Da. Și oamenii deja aveau terenurile cumpărate, aveau terenuri intabulate. Noi am, nu știu de ce, acum nu sunt în temă foarte bine cu problema asta, pentru că oamenii acolo toți sunt, deci trebuie toți să-și retragă proprietățile și dacă unul nu e acasă și în Germania sau altul lucrează, de unde să-l iei ca să se ducă să facă? Era vorba că dacă se încadrează în 2%, cu declarația mea, că pe propria răspundere, să se facă. Acum nu știu de ce, de ce nu s-a rezolvat problema. Știam că se rezolvă problema. Vă referiți unde ești tocmai la partea din dreapta? Nu, este unde e la vale, la, de la faci, unde faci dreapta înspre șosea. Exact. Acolo venise domnul inginer când era încă în Cleja și zicea că toate casele practic au fost făcute mai în vale, mai înspre dreapta cum ar veni, cu vreo 5-6 metri. Deci presupun că spațiul ăla a rămas în plus, că se poate folosi. Da, da, tu trebuie să-i muți pe toți, tu trebuie să muți, eu drumul meu trebuie să fie liber. Când mă duc la proiect, eu trebuie să găsesc fizicul cu scripticul. Adică ce este pe teren să se găsească și în acte. Ori, poate undeva există vreo rezervă, dar cetățeanul nefiind acasă. Tu de unde să le iei? Și mai sunt și de ăștia care cred că furi, că vrei să iei terenul, înțelegi? Și nu sunt nu de acord. Cum să-l lămurești? Că mă duc la poarta lui și vorbesc frumos și îl iau și îi explic. Ușor, ușor oamenii, dar nu toți înțeleg. Ca să mute. Nici lumea nu mă interesează. Hai să și de ăștia. Totuși, și oamenii vor drumuri. Domn primar, dar mi-a făcut public treaba, să știe lumea de pe stradă aia că X blochează asfaltarea. Și care-i problema? Noi doar chiar. Dar în stânga nu-i câmp. Am, păi în stânga, dar eu nu, și mă duc cu drumul în câmp? Pe câmp nu-ți dă voie. Dar drumul, da, drumul deja există. Înțelegi? Drumul deci, există. Este intabulat? Este intabulat, numai că e lovit cu intabularea. Dar eu am pățit, am undeva o stradă, unde s-au certat cu vecinii că, nu știu, o persoană divorțată, zice, domnule, nu, nu-i dau eu voie. Și eu trebuie să-mi cedeze o bucată de teren. Nu-i dau voie, nu mă interesează asfaltarea.
Și uite, pentru de unul de asta ce să fac? Să fac expropiere, nu? Cum să fac expropiere? Asta durează. Înțelegi? Nu, lucrurile sunt... Lumea vrea, pe altă parte, când te duci la poarta lui, zice, nu, acolo am plătit, primăria să-mi plătească. Cum să-ți plătesc eu? Există cadrul legal ca eu să-ți plătesc acel teren? Când vorbim de 10 metri pătrați, de 15 metri pătrați, păi ca să faci o expertiză, să faci o, în primul rând, faci expertiză, evaluare, să faci hotărâre de consiliu, după care tu trebuie să faci dezlipire, să faci, înțelegi? Tu trebuie o grămadă de documente pentru 10 metri pătrați. Dar așa înțeleg oamenii, nu vor. Dar se uită alții și pentru 5 cm. Să te fure la 5 cm. Când faci gardul, e tot timpul. Prefer bolzarul să-l pună tu. Eu știam că gardul se face pe proprietate. Că e... Dacă el o intabulat înainte terenul și drumul e acolo, înțelegi? El o intabulat, el are dinainte de a face gard. După aceea cu gardul o făcut în aliniament. O făcut numai, dar a rămas bucata aia tot terenului și nu e al meu. Da, un alt proiect, pentru drumuri este modernizare drumul Sătești, Comuna Pejardețul Pacău, 5.823.000, acesta estimăm să-l facem anul acesta. Acum s-a finalizat licitația pentru proiectare, urmează următoarele 10 zile să semneze contractul pentru proiectare. După aceea, deci, întocmirea proiectului... Care e 4 km și... Da. Întocmirea proiectului 2 luni de zile. Da. Ce rău e acolo. Deci, Amet, în afară de proiectul ăsta pe Anghel Salini cu PNRR-ul, unde avem 4 km și ceva, și din banii noștri mai facem încă 4 km, în care vor fi, cred că majoritatea străduțelor care vor fi, sunt prinse toate străduțele, aici, acolo, eu știu, da. La fel am și probleme, și cu străduțele astea am mai multe probleme. Am probleme unde oamenii au ieșit cu gardul afară. Nu intră, dar zice, dom'le, vreau să-mi asfaltez, dar mașina unde intră să asfaltez? Că nu mai car cu roaba ca să asfaltez, știi? Dar strada e atât de îngustă, este la Viilor, aici, în față, la Somușca. La Somușca. O venită la, cum îi spune, cumnatul lui Angelica, știi de cine vorbește? Somușca, Sfântul Lucru, vis-a-vis de strada aia, Viilor, acolo. Pe colț stă băiatul ăla, care nu-l interesează. Cum nepotul Angelica. Exact, acolo așa. A ieșit, se vede că a ieșit cu gardul. Dar cum să-i dărâm gardul? Trebuie să merg cu buldo, mă supăr și dărâm gardul. Să văd, te dă în judecată. Dar dacă nu rezolvă acum, trebuie rezolvat problema. Păi, anunțați-l să mute? Da. Nu? Crezi că nu s-a vorbit? Crezi că nu s-a vorbit și ne-am dus. Și... Dar lumea trebuie să înțeleagă, înainte puneai roșii, vai grădină mare, vai cu tare. Acum pune iarbă și tot nu-ți lasă un pic de loc acolo. Ca să... Am strada pe strada Muncii sau ce stradă e asta la... jos. Am stâlpul ăla stadionului. Acolo e botezatul. Dom'le, vine lumea, că n-am cum să trec. Băi, du-te-mă 2 metri cu teren. Nu acceptă. Ce să faci dacă ăștia sunt oameni? Zice, nu, că terenul de la bunicul și terenul totdeauna trebuie să fie acolo. Aduce roade. Aduce roade. Na, ăștia sunt oamenii, cred că mai trebuie vreo 50 de ani să treacă ca să oamenii să fie conștienți. Nu știu dacă strada dintre școală, gardul școlii și gardul meu pentru merge la vecinul ăla meu. Dar nu aveți acolo stradă, domnul. E uliță privată. E uliță. Acolo este o uliță și nu-i domeniu public. Acolo ar trebui introdus în domeniu public, cred că. Aia care o să se facă odată cu cimitirul la Valea Mică. Nu. Haideți să așteptăm. Noi putem face treabă. Nu, că nu e al lui... Nu, pentru vecinul. Acolo este nu este în domeniul public. Dacă dumnealui dorește, într-adevăr, ar putea să vină să facă o cerere, să le introducem în domeniul public și am putea chiar... Putem face... Acolo nu-i stradă, poți să faci la un dat și pavele. Dar când aveți 100 de metri. 100 de metri. Dragi. Am considerat că... Da. Noi am mers pe străduțe unde se circulă, tot. Da. Nu pentru... Dar ce-i spune?
Atunci o să insist și eu cu cimitirul de la Valea Mică, nu sunt de 100 de metri, să puneți pavele, că sunt mai puțin de 100 de metri. Nu, dar la tine nu-i problemă. Cimitirul de la Valea Mică, pe strada cimitirului de la Valea Mică. Cimitirul lui Valea Mică nu-i prins și acolo am discutat cu băiatul ăla din Dreapta, ca să retragă un pic gardul, ca să facem, să putem face o ligură. Ciuraru sau Bălan? Cred că pe dreapta, Ciuraru, Bălan este la Bălan, așa, de băiatul o să se dea acord, o să la primăvară va trebui să-i dărâmăm gardul, să-i refacem gardul, ca să poți, când altfel n-ai unde să treci pe acolo, știi? Deci peste tot, lei asfalt pentru care trebuie să avem loc. Asta este. Un alt proiect de investiții ar mai fi amenajarea Alei Pavate, zona DN285, în satele Fiera și Valea Mică, în comuna Cuiu, județul Bacău. Aici, la fel, ne întâmpinăm o problemă la ridicarea Topo. Este acolo o bucată de teren care este a drumurilor naționale. E, acolo o să trebuia. De restul de amrămurit. Am transmis formatul de VT și să vedem dacă așa. Și aici este cazul, că astăzi sunt picat deci, de cazul. Și aici va fi, într-adevăr, și să terminăm cu gazul, să terminăm și după care facem și... Hai de ca și... Acestea sunt obiectivele de investiții. Total cheltuieli ale bugetului local sunt 20.433.400. De 200 de miliarde. Deci, prin pe cheltuieli de personal 4.950.700, bunuri și servicii 2.311.400, iar cheltuielile de capital sunt 11.532.300. Deci cheltuielile de capital depășesc 50% din totalul cheltuielilor. Deci, e precizat că în cadrul cheltuielilor curente avem cererile celor două parohii care au solicitat sume pentru Somușca, pentru bănuirea bisericii și amenajarea interioară și de la Buda pentru ceea ce nu a făcut în anul 2022. Pentru, noi aprobasem, dar nu au venit cu devii și n-am putut să venim cu documente. Astăzi părintele chiar a venit cu documente la mine și cu un alt deviz, o să îl punem în discuție într-o ședință următoare, ședință care va veni, o să analizăm, dacă dumneavoastră sunteți de acord și spuneți că merge. Noi am prevăzut sume în buget, urmează ca să analizeze documentațiile pe care le depun, să aprobați prin hotărâri Consiliul Local alocarea sumelor solicitate. La Somușca, la fel, avem un deviz de lucrări acolo cu să zugrăvim, pentru că am schimbat acoperișul, înainte ploua, pereții sunt scorojiți, să mai dăm un var. Hai să-mi dă acolo de pus niște gresii, sus în corp, chestii de amenajare care sunt. Când o să venim în fața dumneavoastră aici cu devizele și cu asta le discutăm. Dacă mai sunt întrebări? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Deci 7 voturi, nu? Un proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor contractului pentru realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Valea Mică, aparținătoare Comunei Cleja, județul Bacău. S-a discutat, care are două anexe, graficul de realizare este 12 luni, sunt tot cu proiectare. Dacă reușim să obținem scrisoarea de garanție bancară, pentru care avem un alt proiect de hotărâre, să ne aprobați, spunem că în luna februarie se poate semna contractul și se poate trece la... Când se face vremea bună, să... Până în frigul ăsta, în perioada rece, după care putem să... Supunem la vot. Cine este pentru? Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării unei scrisori de garanție bancară de bună execuție pentru garantarea investițiilor asumate în cuantum de 3% din valoarea totală a investiției pentru contractul cu privire la realizarea lucrărilor aferente investiției, realizare și dezvoltare sistemei de distribuție gaze naturale din localitatea Valea Mică,
aparținătoare Comunei Cleja, județul Bac. S-a discutat pe... În cadrul contractului este o prevedere că trebuie să asigurăm contractul de scrisoare garanție bancară în valoare de 3%. S-au solicitat oferte de plăți de la bănci. S-a ajuns la concluzia că, fiind o valoare mică, 3% este în jur de 24.000 de lei. Nu are rost să mergem să garantăm cu veniturile, vom garanta cu un depozit colateral, deci vom depune acei 24.000 de lei. Va fi o comisiune de analiză și o comisiune de deschidere a contului. Aceasta este soluția cea mai ușoară de obținut scrisoare de garanție bancară. Întrebări? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Și mai avem diverse. Diverse. Atunci declar ședința închisă. Mulțumim.